încă un proiect de lux în București. Un proiect dedicat segmentului ultra-premium se va construi în nordul capitalei, în imediată apropiere a cartierului francez. Crown Towers va cuprinde 230 de apartamente, dar și spații de birouri, retail și un centru de agrement. Investiția este estimată la 100 de milioane de euro. Târg imobiliar la Palatul Parlamentului. O nouă ediție a Salonului Imobiliar București se organizează în perioada 22-24 noiembrie la Palatul Parlamentului. Expozanții vor prezenta la târg o ofertă cât se poate de variată. Vizitatorii vor găsi aici atât locuințe accesibile situate în sudul capitalei, cât și apartamente în proiecte de lux de pe Calea Victoriei sau din cartierul Primăverii. 600 de apartamente în Sibiu. Unul dintre cei mai mari producători de conserve din România, Scandia Food, vrea să investească peste 30 de milioane de euro într-un proiect rezidențial. Ansamblul ar urma să se extindă pe o suprafață de 70.000 de metri pătrați și să cuprindă 7 blocuri. În total vor fi construite 600 de apartamente pe platforma logistică a vechii fabrici Scandia Sibiu. Un nou dezvoltator în capitală. Vibe Properties lansează Vibe Forward, un proiect rezidențial major inspirat de complexurile multifuncționale din New York. Acesta va fi construit pe bulevardul Dimitrie Pompeiu și va cuprinde 3 turnuri rezidențiale construite în jurul unei piațete private ce va fi conectată cu o galerie comercială modernă. În prima fază va fi construită o clădire cu 17 etaje.